Bun, task-ul s-a încheiat. În aceste momente, mamele au intrat în bucătărie pentru a juriza, concurenții au ieșit afară, majoritatea au ieșit pe terasă, în living au rămas doar Raul și Mirela, care tot așa încearcă să se cunoască mai bine, stau de vorbă. Pe Sorin și pe Simona am văzut în livingul casei băieților, unde tot așa stau de vorbă și au mai liniștit un pic apele de când a plecat domnul Gheorghe din casă. Adică e clar că starea Simonei s-a schimbat total, după cum se poate observa. Laura și Mihai sunt din ce în ce mai apropiați, din câte văd. Mă rog, așteptăm să jurizeze mamele. Sunt foarte curioasă cine credeți că va câștiga acest task. Nu știu dacă o să ni se arate în această seară sau se păstrează suspansul până mâine în live, dar mi-a plăcut că s-a încheiat frumos, toată lumea s-a bucurat, a aplaudat când era numărătoarea inversă a secundelor până se termina task-ul. Au pus cu toții acolo farfuriile frumos pe masa rotundă din bucătăria fetelor și apoi au așteptat să vină mamele să jurizeze. Deci, cine credeți că va câștiga?